când s-au trezit, au înțeles că e sărbătoare și ei ți-au dăruit cerul senin și aromă de flori. Meriți tot ce-i mai bun, căci e ziua ta, zi fermecătoare, și vei vedea acum petrecerea ta. Bună ziua, doamnă, ziua, noi suntem la Cupele Epoch Surprize și am venit să vă bucurăm această zi frumoasă, deosebită. Și în primul rând vreau să vă mulțumesc acest buchet pentru că suntem dumneavoastră. Așa? Aici aveți o tortă ca să vă îndulcească viața dumneavoastră frumoasă și șampanie ca să cinstiți sănătatea dumneavoastră. Mulțumesc! Dar spuneți-mi cea mai importantă țară, deci vine această surpriză? Asta, sora mea, Katia, este. Iar îmi plac tare surprizele. Exact! Și este din partea surioarei dumneavoastră, care mi transmite și un mesaj de felicitare, care m-a rugat să-l recit. Draga noastră surioară, nu sunt cuvinte care să exprime cu adevărat ce simți, dar singurul lucru pe care o pot să-l afirmăm cu certitudine, că suntem mândri că tu ești surioara noastră. Când Dumnezeu îți oferă șansa să te naști într-o familie frumoasă, înseamnă că te iubește și când Dumnezeu îți luminează copilăria și viața lângă o soră ca a noastră, înseamnă că ești norocoasă. Căci împreună am avut de toate și zâmbite și bucurii, vise și uneori și lacrimi. Nici nu ne-am dat seama când a trecut timpul peste noi și iată, de la fetițele cu codițe, suntem mature și cu ani în spate. Poate nu ți-am spus până acum, dar am fost mereu mândră de tine, de tot ce ești, mai ales ce ai devenit o soră cu suflet mare și o doamnă elegantă. Nu ne-am declarat dragostea decât atunci când ne-am trezit la mii de kilometri distanță și ne-am dat seama că ne lipsești reciproc. Se pare că ne-a prins bine, căci acum ne spunem de fiecare dată când vorbim la telefon. Te iubesc, scumpă surioară, ai grijă de tine. Așa că azi de ziua ta să ne fii sănătoasă, căci tu întotdeauna vei fi pentru noi pista noastră de aterizare, unde să ne întoarcem acasă, căci anul acesta, mai mult ca niciodată, ți-am simțit sprijinul și ajutorul tău. Noi te iubim mult, mult și îți spunem din toată inima, la mulți ani, surioara noastră. Noi te cuprindem călduros și în curând ne întâlnim cu drag surioarele Katia, Marcela și Natasha. Vreau să-ți mulțumesc, surioară, din suflet că ești alături. De fapt, toate surioarele sunteți alături de mine. Și chiar dacă sunteți departe, la depărtări mari, eu știu că sunteți în gând și în suflet, permanent lângă mine. Vă mulțumesc mult și vă aștept cu nerăbdare. Mulțumesc frumos! Din nou e ziua ta!